Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție de dezbatere electorală, de promovare electorală. Invitatul meu din această seară este un candidatul PNL Prahova la Senatul României, domnișoara Bianca Patrichi. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Intrăm direct în subiect. Sunteți, să spunem așa, omul din spatele mai multor politicieni puternici din Ploiești, în special. De ce ați făcut pasul acesta de a deveni candidat? Cei pe care, să spunem, îi consiliați până acum au deținut sau dețin funcții importante. Acum a fost rândul dumneavoastră să faceți pasul acesta. De ce ați acceptat propunerea venită din partea PNL de a figura pe lista candidaților la Senat la alegerile din 6 decembrie și de ce PNL și nu un alt partid? Decizia de a intra în politică a fost luată în urmă cu 19 ani, mai exact atunci când eram studentă la o facultate de profil, respectiv științe politice. Alegerea PNL-ului a venit ca urmare a doctrinei pe care o urmează partidul în exclusivitate, ca urmare a ceea ce învățam în facultate. Practic, ați ales PNL pentru că ați crezut în doctrina asta? Da, în doctrină. Nu v-ați regăsit în partea stângă, să spunem, la socialdemocrați? Cred că acum 19 ani era PSD-ul Năstase. PDSR-ul Năstase. Da, da, da. Nu. M-am dus, am bătut la ușile partidului, am fost primită, evident, cu brațele deschise, pentru că eram una din primele studente la Facultatea de Științe Politice la vremea respectivă și am rămas acolo o lungă perioadă de timp. Am participat în ultimii ani la toate scrutinurile electorale, dar din calitatea de consultant sau de membru de simplu de partid, parcurgând toate etapele aferente calității pe care am avut-o. Bun, și de ce ați făcut pasul acesta de la consultant sau simplu membru la candidat la parlamentare? Poate că mulți vă vedeau pe lista PNL la alegerile locale, fie că vorbim de Consiliul Local sau Consiliul Județean Prahova. Totuși nu ați intrat în bătălia de la locale, ci în cea de la parlamentare. Trebuie să mărturisesc că propunerea a venit din partea președintelui PNL Prahova, domnul Iulian Dumitrescu. M-a onorat și am considerat-o ca pe o provocare de a schimba cumva locul și de acum să fiu eu persoana din față și nu cea din spatele omului politic, cum am fost obișnuită. Bun, haideți să discutăm puțin și de zona asta administrativă. Cel puțin la Ploiești se vede clar diferențele între fosta și actuala conducere. Acum, cred că au trecut deja 3 săptămâni, a început marea curățenie și toată lumea e clar că așteaptă de la noua administrație lucruri care nu s-au făcut nu doar în ultimii 4 ani, ci cred că în ultimii 8 ani. La ce ar trebui să se aștepte ploieștenii în continuare după ce acțiunea asta de salubrizare a orașului își va înceta efectele, evident? Așa cum am discutat și săptămâna trecută cu primarul Andrei Volosevici, acesta a spus că se va întreține de aici încolo curățenia de pe domeniul public. Trebuie spus clar că votul din 27 septembrie ne-a arătat faptul că prahovenii simțeau nevoia unei alte dinamici. O dinamică asemănătoare orașelor celebre din țară, Oradea sau Cluj, dar și orașelor administrațiilor liberale din județul Prahova. Exemplu cel mai bun fiind primăria din Sinaia. Și nu numai, avem exemplul Urlațiului, al Bucovului, ca să ne referim și la comune, de asemenea Lipăneștiu. Atât Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean, cât și Andrei Volosevici, au intrat în pâine imediat după momentul în care au fost investiți. Dacă este să vorbim despre Ploiești, vorbim despre întoarcerea la normalitate. Ăsta este doar un prim pas. Se simțea nevoia, după câțiva ani de amorțeală, aș putea spune, în Ploiești, în care lumea, mai mult decât să observe, nu mai avea reacție, pentru că probabil simțeau că o au degeaba.
Iată că după 3 săptămâni în care s-a pornit programul de curățenie generală și nu numai, marcaje rutiere, asigurarea unui iluminat public corespunzător, semaforizare, un contract de semaforizare care să mențină sistemul de semaforizare din Ploiești funcțional, oamenii au reacții, urmăresc foarte mult rețele de socializare și deja a revenit spiritul civic. Cred că asta este poate cea mai importantă realizare a primelor 3 săptămâni de mandat din Ploiești. Oamenii văd că în momentul în care semnalează o problemă reală, evident, se și întâmplă lucruri, adică nu rămâne doar la stadiul de ne plângem pe Facebook, corect? Oamenii au observat că se dorește schimbare și că administrația ploieșteană acum este pe stradă și că sunt atenți la nevoile lor și că nu se lasă bătuți, așa cum a spus și Andrei Volosevici de multe ori, nu se lasă bătut până Ploieștiul nu va redeveni un oraș, în primul rând, curat. Bun, există o strategie de dezvoltare a Ploieștiului, de modernizare a Ploieștiului, repet, un oraș care a rămas cu mult în urma altor orașe reședință de județ și ați dat dumneavoastră câteva exemple. Nu știu, mă gândesc la proiecte mari de infrastructură. Există strategie de dezvoltare și de investiții atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul municipiului Ploiești, în ceea ce privește Ploieștiul. Iulian Dumitrescu are în plan construcția unei săli polivalente de 10.000 de locuri, de exemplu. În ceea ce privește Ploieștiul, proiectul de suflet al lui Andrei Volosevici este legat de Spitalul Municipal de Urgență, care se va face, ale cărui studii au început deja să se facă, dar nu ca pe vremuri, cu studii care durau ani de zile. Ani de zile și care și-au dovedit la un moment dat chiar inutilitatea, dacă stăm să ne gândim la celebrul spital de copii care din start părea un proiect eșuat, dacă sigur, ne referim la locație, actualul sediu al primăriei, și totuși lucrurile au bătut pasul pe loc până când și fost administrație și-a dat seama că este un proiect eșuat din start. Dar au trecut ani, timp în care oamenii evident au fost nemulțumiți de faptul că iată, cel puțin spitalul de pediatrie sau spitalul municipal Ploiești nu sunt locuri tocmai, să spunem așa, perfecte unde să ți duci la tratament copilul sau rudele din Ploiești. Acesta este și motivul pentru care Andrei Volosevici nu a prea vorbit în campania electorală despre construcția unui nou spital. Un subiect delicat, să știți, doamna Patrici, pentru că așteptările oamenilor au fost atât de mult înșelate încât reacția adversă este... Este corect. Este corect, dar acum există proiect, există locație și există surse de finanțare, ceea ce e foarte important. Ne puteți spune unde anume ar trebui să înceapă lucrările la acest spital? Pe cele 9 hectare de pe strada Torcători. A rămas acel proiect care de data asta chiar se va și realiza. Se va și realiza. Sursele de finanțare sunt de la Guvernul României în primul rând, da, de la Compania Națională de Investiții se va realiza construcția, iar dotările de la Ministerul Sănătății, Primăria Ploiești și Consiliul Județean. Există deja identificate sursele astfel încât proiectul să meargă până la capăt? Vă întreb pentru că chiar și primarul Volosevici a recunoscut într-una din primele intervenții publice că bugetul pe care l-a găsit, bugetul Ploieștiului, avea deja o gaură de aproape 10 milioane de euro. Mă refer aici la facturi restante din ultimii 2-3 ani chiar. Există suficiente, repet, surse de finanțare astfel încât spitalul ăsta să se și construiască? Există cu siguranță surse de finanțare, iar restanța despre care vorbeați de 50 de milioane de lei pe care am moștenit-o este cea provenită din restanțele la facturilor la utilități. Da, mi se pare incredibil că Ploieștiul a ajuns acolo, dar mă rog, înțeleg că au fost identificate câteva soluții astfel încât, nu știu, Ploieștiul să nu rămână fără utilități, mă refer aici, iluminat, salubritate și așa mai departe. Tocmai de aceea e foarte important să existe în continuare un guvern liberal, un guvern cooperant până la urmă, pentru că fără sprijinul guvernului această iarnă nu putea fi trecută ușor la Ploiești, nu putea rămâne, nu existau surse pentru asigurarea subvenției la gigacalorie, de exemplu, sau nu existau surse pentru achitarea facturilor la iluminatul public.
ceea ce este foarte grav și ne duce în urmă cu foarte mulți ani. Datorită fondurilor alocate, respectiv vreo 41 de milioane de lei din fondul de rezervă al statului pentru județul Prahova, din această sumă 20 de milioane va veni la Ploiești, vor veni la Ploiești. Este o sumă care va veni la Ploiești. Practic, dumneavoastră încercați să vă mobilizați electoratul, pentru că, să spun așa, din păcate pentru noi toți, alegerile parlamentare nu sunt atât de importante precum cele locale, din perspectiva omului de rând, care spune, domne, ne-am ales primarul, mă rog, și președintele de Consiliu Județean, parlamentarele mă interesează mai puțin pentru că și urmează un lung șir de acuzații la adresa clasei politice, din care vreți, nu vreți, face și dumneavoastră parte. Cât de important este, de exemplu, pentru ploieșteni să meargă și să pună ștampila pe PNL, același partid care a și dat primarul, respectiv președintele Consiliului Județean? Pe scurt, parlamentari mai mulți PNL înseamnă posibilitatea creării unei majorități care să dea un guvern PNL. De ce e bun un guvern PNL? Un prin exemplu tocmai vi l-am dat. Ajutorul de la Guvernul României de la sfârșitul acestui an pentru Ploiești este unul incredibil de bun. Ne ajută la investiții. Vă spuneam că Spitalul Municipal Ploiești se realizează cu surse guvernamentale. Asta este o altă legătură care demonstrează că dacă ai un primar liberal sau un primar de o coloratură politică, dar eu vorbesc de liberali, da, un primar liberal, un președinte de Consiliu Județean liberal și un guvern liberal, înseamnă o echipă. O echipă care poate să ducă investiții la capăt. Avem, din păcate, cel puțin ploieștenii au avut parte de o bătălie politică de neînțeles în ultimii 4 ani, când primarul era PNL, dar majoritatea din Consiliul Local era PSD, ALDE, mă rog. La fel s-a întâmplat și în Consiliul Județean Prahova. Practic, în momentul în care există o putere dominantă de o anumită culoare politică în structurile centrale și locale, lucrurile merg altfel decât cineva de la nu știu ce minister o să spună, bun, dar primarul Ploieștiului e PNL, noi suntem de partea cealaltă, deci mai ușor cu Ploieștiul, nu? Din punct de vedere al alocării resurselor financiare. Din păcate asta se întâmplă. Este adevărat și eu cred că prahovenii au înțeles lucrul ăsta, pentru că de data aceasta este aproape o majoritate în Consiliul Local. Consiliul Județean are deja o majoritate confortabilă în alianța care există alături de USR. Cred și sper că vor înțelege cât este de important să existe o majoritate liberală și la nivelul Parlamentului României. Pe de altă parte, vă și obligă, pentru că în momentul în care ploieștenii, respectiv prahovenii, au optat în majoritate pentru sigla PNL atunci când au decis, să spunem, aleșii locali de respectiv județeni, nici reprezentanții partidului dumneavoastră nu vor mai avea vreo scuză sau deja invocarea grelei moșteniri nu prea mai este acum, nu prea mai ține la publicul care, repet, are niște așteptări foarte mari de la actuala administrație. Tocmai de aceea electoratul care este suveran prin vot, după 4 ani de zile, va putea să sancționeze sau din contră să voteze în continuare o astfel de administrație de tip liberal, la nivel local și central. Bun, există acea vorbă populară, la fotbal și politică ne pricepem cu toții. Bănuiesc că dumneavoastră, în calitate de candidat, v-ați asumat un anumit domeniu în care veți activa în cazul în care veți obține mandatul de senator. Care ar fi acela? Pentru că, din păcate, am văzut foarte mulți politicieni care odată ajunși în demnități înalte și-au uitat menirea, scopul, eu știu, bagajele lor de cunoștințe nu au fost unele foarte, foarte bune pentru ocuparea unui anumit post. La ce anume v-ați gândit și dacă aveți și cel puțin un proiect pe care intenționați să-l promovați în cazul în care veți câștiga un mandat de senator?
Vorbeam mai devreme despre maniera în care poate ajuta un parlament liberal, un primar liberal, o administrație liberală. Sunt foarte multe modificări legislative care sunt necesare pentru o funcționare mai facilă în UAT-uri din toată țara și le vizează nu numai pe cele liberale, evident, cât și pe celelalte. Un exemplu ar fi modalitatea de probațiune la întocmirea proceselor verbale de contravenție. O chestie foarte simplă. Dați-ne un exemplu concret. Ce se întâmplă acum și ce ar trebui să se întâmple după ce o astfel de lege ar fi adoptată? Sigur. Inspectorii de specialitate din Ploiești se duc și amendează, vor să amendeze persoane care aruncă deșeuri din construcții în locuri neautorizate. O situație foarte întâlnită la Ploiești. Corect. Ca să se poată întocmi un proces verbal corect, complet și să se dea amenda respectivă, este nevoie de un martor. Și aici lucrurile se complică, pentru că ploieștenii, și nu numai, au tendința de a fi reținuți în a pârâ, cu ghilimelele de rigoare, că de fapt este o chestie care ține de simțul civic, pe vecinul care a aruncat sau pe cunoștința care a făcut gestul ăsta. Complică foarte mult lucrurile. Pentru că acum acea persoană poate să nege acuzația formulată de reprezentanții autorității locale și practic nici măcar să nu plătească amenda dacă ea este contestată în instanță, corect? Sigur. De asemenea, ne dorim ca proba video să fie introdusă ca și probațiune. Ea nu există acum. Ea nu există în afară de radar, ea nu există. Bun, deci nici măcar dacă, nu știu, camera video a amplasată pe blog sau pe domeniul public sau care surprinde astfel de scene, nu poate fi considerată probă în instanță. Nu este probă în instanță. De aceea foarte mulți ploieșteni ne sugerează instalarea camerelor de luat vederi în oraș pentru a supraveghea și a amenda persoanele care nu respectă legea. În momentul ăsta, ele, dacă sunt instalate, sunt instalate degeaba. Sau au un efect moral. Juridic, ele nu au un efect. De aceea, cred că o schimbare legislativă, asemenea celei din Marea Britanie, acolo unde, dacă ești pe cameră filmat atunci când comiți o infracțiune, reprezintă un mijloc de probă în instanță. Iar în ceea ce privește acolo unde, mă rog, până vom ajunge la standardele britanicilor de a monitoriza, cred că au ajuns la un procent aproape de 100% domeniul public, până atunci inspectorii primăriei ar putea, să spunem, întocmi acea amendă fără a fi nevoie de un martor. Să eliminăm această obligativitate pentru ca cetățeanul respectiv să fie amendat. Exact. Ăsta este doar unul din exemple. Avem un cadru legislativ în momentul ăsta, mă rog, o modificare survenită în anul 2017, dacă nu mă înșel, conform căreia UAT-urile sunt obligate să suporte abonamentele neîncheiate de cetățeni cu operatorul de salubritate, de exemplu. Da. Este o modificare legislativă care vine împotriva celor corecți. Da, nu este corect ca eu, dacă îmi plătesc, fac un contract așa cum, repet, ne obligă legea, că și aici, vedeți, în momentul în care cei care au elaborat această lege, da, a funcționării serviciilor de salubritate, au stabilit obligativitatea cetățenilor ca la nivelul fiecarei gospodării să existe acest contract, dar nu există o amendă a celor care refuză să încheie un astfel de contract, atunci cei buni platnici plătesc prin taxe și impozite și, să spunem, gunoiul aruncat de ceilalți. Iar asta se vede inclusiv în anumite cartiere din Ploiești, vă dau zona Găgeni, chiar am publicat niște secvențe în care cetățenii, fără contract de publicitate, fără contract de salubritate, pur și simplu lungă panourile publicitare în care apare inclusiv nu aruncați gunoiul, fix acolo răstoarnă cu roaba, pentru că nu au acel contract, iar operatorul nu are cum să colecteze în lipsa unui contract. Evident, această responsabilitate trebuie să revină în sarcina operatorului.
Și atunci lucrurile ar sta mult mai, ar fi mult mai ușoare, iar administrația OAT-ul nu ar mai fi implicată în acest proces, care practic trebuie să fie între operator de utilități, nu neapărat cel de salubritate, și consumator. Există însă, și vă dau un exemplu a ceea ce se întâmplă la Sibiu, primăria, având în vedere cadrul actual, și-a asumat în jurăturile de rigoare ale celor care până la urmă sunt certați cu bunul simț și nu înțeleg că e imposibil în anul de grație 2020 să nu produci deșeuri, indiferent de, să spunem, nivelul de trai al fiecăruia, a stabilit ca taxa de salubritate să fie încasată exact odată cu impozitul pe proprietate. În momentul în care ai o proprietate și vrei să îți plătești impozite, fie că vorbim de mașini, clădiri, terenuri și așa mai departe, ești obligat să achizi și taxa de salubritate, astfel încât operatorul nu mai are de salubritate, nu mai are nicio scuză că nu are încheiate contracte cu ceilalți. Credeți că un astfel de model, să spunem, poate fi implementat și la Ploiești până schimbăm legislația? Nu știu, e o propunere. Poate, eu știu, o avansați mai departe. Este un model de bune practici care chiar funcționează și la Sibiu, cu tot respectul pentru ploieșteni. Curățenia este mult, mult, mult mai mare și nu vorbim doar de zonele turistice, ci în general în oraș, tocmai și pentru că toți cetățenii sunt obligați, practic, să plătească taxa de salubritate. Este o posibilitate, dar care în niciun caz nu se poate aplica pe acest contract. Am înțeles, corect. Da. Bun, mai sunt astfel de proiecte care ar putea îmbunătăți administrația publică locală prin modificarea unor legi existente? Un alt exemplu de interes pentru toți ploieștenii este cel legat de poluare. În momentul ăsta... Ați atins un punct sensibil? Știu. În momentul ăsta, reprezentanții unităților administrativ-teritoriale au posibilitatea redusă de a interveni împotriva marilor poluatori. Asta este realitate. Da, ne aducem... O modificare legislativă care ar permite să sancționeze, ar permite unității administrativ-teritoriale, primarului, primăriei, să sancționeze operatorul care poluează, ar ușura foarte mult aceste mecanisme. Deci, pe lângă modificările legislative mari care trebuie făcute la nivelul sancționării marilor poluatori, există și un segment care poate fi îndreptat către zona locală, astfel încât și primarii să poată interveni, pentru că de cele mai multe ori ei sunt cei înjurați. Absolut. Bun, și prin acest proiect ar trebui, nu știu, să se înființeze un fel de gardă de mediu locală. Sigur. În subordinea primarului, așa cum există, nu știu, poliția locală, să spunem, nu? Sigur că da. Da, ar fi interesant. Eu mi-aduc aminte de acum, nu știu, un an, când fostul primar se certa cu portarul unei rafinării, tocmai prin prisma, să spunem, lipsei de răspundere pe care nu o are din punct de vedere legal o autoritate locală. Sigur, o locală. Situație cel puțin penibilă. Absolut. De ambele părți, chiar. Cu siguranță. Da. Bun. Trăim o perioadă destul de complicată. Mă refer aici la criza sanitară generată de coronavirus. Și am constatat, în ciuda campaniilor de informare, mai bine sau mai puțin bine gândite de către cei care se ocupă de zona asta a informării populației prin mesajele date. Mi se pare totuși că s-a exagerat cu tonul. Spală-te pe mâini, poartă mască, e un fel așa de un ton inchizitoriu. Am constatat că o bună parte din populație nu are cunoștințe de igienă minimă, astfel încât, eu știu, flagelul ăsta nenorocit să nu atingă cotele alarmante pe care le-a atins până acum. Vă gândiți la un proiect de lege care să meargă și pe zona asta de profilaxie, astfel încât să nu mai ajungem aici, să ne trezim că stai puțin, că sunt tineri care habar nu au că trebuie să se spele pe mâini, ceea ce mi se pare jenant pentru vremurile pe care le trăim. Și totuși aici suntem. Mai mult decât ați spus dumneavoastră, am întâlnit destul de des situații
în care pacienți infectați cu coronavirus, despre care se știa că nu au boli asociate, odată ajunși la spital, au constatat că de fapt au afecțiuni unele cronice destul de grave. O lege a profilaxiei în România, pe lângă reformarea întreagă a sistemului sanitar, care este atât de așteptată și de anunțată de guvernul PNL, este absolut necesară. Sunt un mare susținător al unei astfel de legi care să includă un pachet minim gratuit și obligatoriu pe care să îl facă fiecare român de investigații, cel puțin pe bolile cu incidență mare în România. Știm foarte bine că stăm destul de prost sau că incidența este destul de mare la bolile cardiovasculare, diabet. Dar asta presupune, domnșoară Patrichi, și un set de analize medicale, pentru că o simplă vizită la medicul de familie care te scanează ochiometric, să spunem așa, bun, ești sănătos, te mai ascultă cu stetoscopul, după care își completează în fișă apt sau clinic sănătos, nu cred că este suficient. Când am vorbit de un pachet minim de investigații, m-am referit și la, bineînțeles, și la analize. Analize și celelalte investigații impuse de aceste boli. Avem specialiști foarte buni în România. Este implicare foarte multă în domeniul ăsta. S-a văzut, am făcut față, zic eu, România a făcut față destul de bine comparativ cu alte țări mult mai dezvoltate și cu un sistem sanitar la alte cote decât cele ale noastre. Putem realiza o astfel de lege. Când ați precizat dumneavoastră un cuvânt esențial, mi se pare, obligatoriu. Asta înseamnă că dacă, nu știu, odată la 6 luni sau odată la 12 luni, atunci când ești programat să-ți faci acest set minim de investigații medicale, tu găsești alte lucruri mai bune de făcut decât să vezi dacă ești ok din punct de vedere al sănătății, asta ce ar însemna? Nu știu, o amendă, o sancționare, te pune să plătești tratamentul medical descoperit pentru că nu ai fost la timp sau... La ce anume, când spuneți obligatoriu, vă gândiți? Implică o dezbatere. Realizarea unui astfel de pachet legat de profilaxie implică o dezbatere mai largă, numai că știm foarte bine că pentru a, mi-e greu să spun, a educa, ci a îndruma cetățenii dintr-o țară într-o anumită direcție, trebuie să existe obligativitatea. Pentru că de multe ori, dacă este opțional, nu facem. În primul rând, economisim foarte mulți bani. Costă mult mai puțin să previi decât să tratezi. Știm foarte bine ce costuri sunt în momentul ăsta doar pentru un pacient al tău de coronavirus care este internat și care stă minim 2 săptămâni. Specialiștii spun că peste 10.000 de lei de persoană, da. Ceea ce înseamnă foarte mult. De cele mai multe ori, toți specialiștii spun că persoanele care ajung la ATI și care, a căror situație este complicată, se datorează bolilor asociate sau comorbidităților, cum sunt ele definite. Am înțeles. Deci, practic, prin acest pachet obligatoriu de investigații medicale, populația, mă rog, guvernanții ar putea vedea și starea exactă de sănătate a populației. Iar atunci când un om își descoperă în urma unor astfel de analize o boală care poate fi tratată preventiv, să spunem, cu siguranță nu s-ar mai ajunge la crizele pe care le vedem acum de bolnavi în ATI cu 30%, cred că este rata de supraviețuire la noi după ce ajung în terapie intensivă strict pe bolile asociate COVID. Din păcate, acesta este și motivul pentru care la noi în țară rata mortalității este una mai ridicată decât în alte țări. Da, eu m-aș bucura ca astfel de inițiative legislative să poată fi și transformate în legi. Până la urmă, cu toți avem de câștigat, indiferent dacă ne place sau nu, sau câtă fobie avem să ajungem la o înțepătură pentru o analiză medicală sau la un screening. Dar, în fine, e un subiect care cu siguranță va mai fi dezbătut. Am ajuns la finalul emisiunii.
Un mesaj pentru cei pe care îi chemați la urne, mai ales că, înțeleg, măsurile de siguranță vor fi poate chiar mai bune decât cele pe care le-a luat guvernul la alegerile locale. Votul din 27 septembrie a arătat că măsurile au fost unele foarte bune și oamenii nu s-au îmbolnăvit mergând la vot. Până la urmă mi se pare și firesc într-o oarecare măsură, pentru că la magazin, la cumpărături, petrecem mult mai mult timp decât suntem sau stăm în secția de votare pentru a ne exercita dreptul la vot. Îi îndemn așadar să meargă la vot, să-și ia măsurile, bineînțeles, de prevenție, să poarte mască eventual și mănuși, să meargă încrezător la vot, să aleagă cu atenție și până la urmă să aleagă în funcție de fapte și nu de promisiuni electorale cu care da. Suntem toți obișnuiți și sătui unii dintre noi. Bun, mă bucur că dumneavoastră nu v-ați încadrat în categoria celor care promit dublări de alocații, pensii și ce mai vrea poporul să audă. Sper ca oamenii să decidă în cunoștință de cauză. Vă doresc succes în aceeași măsură în care urez succes tuturor invitațiilor mei din dezbaterile electorale. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și cu dumneavoastră mă revăd mâine cu un alt invitat tot din zona politică. Până atunci vă spunem împreună seară bună și multă sănătate. La revedere!